5 lucruri pe care le apreciez la marca BMW. Am parcat te ajută să parchezi civilizat, să-ți manageriezi mașina și să economisești timp și bani. Peste 500.000 de utilizatori civilizați folosesc această aplicație. Alătură-te și tu! Cu toții știți că am mai făcut pe aici pe acolo mișto de anumite mașini BMW. Nu că am ceva cu marca BMW, ci pentru că mă distrează cum unele personaje exploatează aceste mașini și cum se folosesc de ele în mod fals, să afișeze status sau se împrumută și așa mai departe. Dar trebuie să recunosc că BMW este o mașină foarte interesantă din punct de vedere tehnic, mai ales cele care sunt mai vechi. Întotdeauna am apreciat la BMW următoarele lucruri. 1. Frâne foarte mari și bune. Eu cât timp am fost inspector, adică aproximativ 3 ani de zile, rar am văzut un BMW care să pice testul de frână. Ceva probleme pe la frânele staționare de mână, trebuie mereu reglate, seria 3, seria 5, seria 1, toate cele care erau mecanice. Însă, cele normale, cele de serviciu, foarte bune. Frâne în general mult mai mari decât ar fi nevoie. Dacă e o mașină obișnuită, Skoda Octavia, și un BMW seria 3.46 din același an de fabricație, 2002, și compari frânele, o să observi că la BMW sunt mult mai solide, mult mai mari, mult mai puternice și sunt ventilate inclusiv pe spate. Deci BMW are sisteme de frânare peste cât ar fi nevoie, pentru că ele în general sunt gândite să se conducă un pic mai sportiv. Pentru asta trecem la punctul numărul 2 care îmi place destul de mult, handling. Am fost cu E46-le meu pe care îl restaurăm. Azi e gata cu vopsitul. O să vă las niște poze cu, dacă n-ați văzut pe Instagram, cum arată retușurile pe partea de tablă. Am luat un pasaj, a fost acolo sudat, înădit, făcut cum trebuie. A fost pregătit pentru vopsit. Eu zic că dacă rezistă fără rugină 3 ani de zile este excepțional. Acum depinde cum e aplicată vopseaua, cum a fost acolo făcut, pe unde mergi cu mașina și așa mai departe. Însă sunt mașini care cu astfel de reparații rezistă câțiva ani buni. Unii spun că nu rezistă niciun an, dar totuși, dacă e făcut cum trebuie, 2, 3, 4 ani ar putea să reziste. Mai ales dacă nu stă în ploaie, în frig sau într-un mediu cu multă sare. A fost deja vopsită, o să merg mâine să o ridic, să o văd și o să o și filmăm, desigur. Dar am fost de la Vâlcea la Iași înapoi și soția mea în trecut a mai avut un BMW E90. Se conduce foarte plăcut. Deci propulsia, rear-wheel drive, se conduce fain. E altă senzație, total diferită față de mașinile care vin cu tracțiune integrală sau cu tracțiune față. Deci orice pasionat de mașini iubește layout-ul clasic de mașină sport. Motor mare aspirat, cutie manuală, limited slip differential pe spate și propulsie. Deja am descris o mașină din divizia M. Ăsta e punctul 3. Mașinile din divizia M sunt geniale. Mă deranjează niște chestii legate de vânzare și de marketing, cum ar fi ții BMW M5 care costă 100.000 de lire nou și îți cere extra 5.000 de lire ca să-ți pui Adaptive Cruise Control, care e standard pe un Yaris. Astea sunt chestii comerciale care mă deranjează pentru că le numesc japcă. Dar, tehnic vorbind, mașinile sunt geniale. Mai ales cele care sunt vechi. Au ajuns E46-le, E46-urile, E39-urile și în curând foarte multe mașini din gama asta. M, mai vechi, mai scumpe decât multe mașini din gama M, ceva mai noi. Adică un M3 E46 țiplă e mai scump decât E92-ul cu aceiași kilometri, care e mult mai nou. Pentru că sunt tot mai puține mașini BMW 46 M3 care să fie în acea stare. Iar să o refaci de la zero cu absolut tot costă foarte mult. Implicit de acum înainte această mașină, dacă ți-o cumperi, va deveni investiție, iar în vreo 10 ani de zile, 8, 9, 10 ani de zile o să fie mașină de epocă, unde nu vei mai plăti taxe. O scoți la plimbare în weekend, o ții în garaj și o ții de investiție. Este una dintre mașinile pe care chiar le iubesc și mi-ar plăcea cândva să le dețin pe post de mașină de colecție. De epocă. Motoare aspirate, limited slip, construite ca un mic tănculeț. BMW, înainte să facă mașini, făcea avioane. De acolo și sigla BMW. Reprezintă elicea unui elicopter. Și, în general, ei au produs lucruri premium. Doar că, a fost nevoie de modificări legislative, economice, piața se schimbă și s-au adaptat. Adică, nu doar BMW, foarte multe branduri.
Asta, așa, ca o paranteză. Al patrulea lucru care îmi place foarte mult este că au motoare 6 în linie, foarte fiabile, echilibrate, potente, puternice, inclusiv pe divizia M. Motorul 6 în linie este mai ușor de întreținut decât un V6, mai ușor de lucrat în service decât la un V6, costurile sunt mai mici decât la un V6, este mai bine echilibrat decât un V6, e cam suficient pentru o mașină sport. Și al cincilea lucru care îmi place foarte mult la această marcă este că are o caroserie foarte rigidă, stiff, în sensul că, mai ales la gama M, ai bară stabilizatoare, ai o caroserie foarte bine construită, care nu prea se torsionează în momentul în care virezi agresiv, faci drift, supui mașina la anumite forțe, nu se torsionează, nu flambează, se comportă dinamic excelent. Dacă vreți să vedeți o mașină care este extrem de proastă, adică este opusul rigidității BMW-ului, puteți să vă uitați la Ford Mustang, care are o caroserie jenantă, a luat 300 de euro în cap, asta când nu se ținea cont de atât de multe sisteme de siguranță pentru pietoni, șoferi, frână automată, etc. Deci Mustang-ul, jalnic din acest punct de vedere. O caroserie care, bine, Mustang-ul probabil cel clasic, cel GT, nu sunt sigur, dar am văzut multe crash tests, rapoarte, statistici cu Mustang-ul. Caroseria este o glumă, adică se torsionează foarte ușor. BMW-ul are caroserii care sunt foarte rezistente, se torsionează destul de puțin. Asta te ajută foarte, foarte mult pe circuit. Să ai o caroserie care știi unde se află când intri în drift, care nu se torsionează, nu se încovoaie, nu se îndoaie și rezistă. În momentele critice contează acest aspect și asta se poate simți inclusiv pe mașinile care nu sunt din divizia M. Caroseria este solidă. Toată caroseria în sine, deși este autoportantă ca majoritatea mașinilor comerciale din gama autoturisme pentru pasageri, caroseria este genială, este absolut rigidă, este absolut solidă. Plus că, dacă comparăm BMW-urile vechi sau mașinile vechi în general cu ăstea noi, sunt la alte standarde. Tabla mai groasă, altă calitate a materialelor, nu s-a făcut rabat la multe lucruri cum se face astăzi. Astăzi avem mașini mult mai scumpe, materiale mult mai puține. E cumva amuzant, adică se taxează două ori. Avem mai puțin material, mai puțină mașină, dar preț mai mare. Deci este cumva amuzant. Nu doar la BMW, în general, la toate brandurile. Și da, astea sunt 5 lucruri pe care chiar le apreciez la această marcă. Mai sunt și altele pe care le apreciez, cum ar fi că nu s-au înjosit cu fabricarea motoarelor de 1 litru în 3 cilindri, să vândă și ei, cum au făcut frații de la Audi, adică Audi A1, Audi A3, 1.0 TFSI. Bună glumă. Ei, cel mai mic motor pe care l-au este de 1.5 benzină turbo, care are ceva căluți, adică nu s-au înjosit ca... Bine, nici Mercedes nu s-a înjosit să se ducă sub 1.3, dar Mercedes s-a înjosit un pic cu motoarele împuntate de la Renault, care unele îmbunicele, altele așa și așa, altele nu prea. Ăla diesel, da, e ce trebuie. Ăla pe benzină, cam consumă ulei. Cam problematice din ce am auzit prin piață, din ce am citit așa în timpul liber. Intri pe configurator, îți cauți un Mercedes, chel, n-ai lux, n-ai dotări, cutie manuală, și când vezi motorizarea este 1.3 benzină turbo, motor de Renault. BMW nu prea s-a înjosit la chestii de genul ăsta. Au și colaborări, au avut colaborări cu PSA pentru motorizările de 1.6 sau 2 litri turbo, benzină, dar totuși colaborare, nu e motor făcut integral de nu știu cine, împrumutat. Astăzi, mă rog, problema s-a cam schimbat, adică sunt anumite progrese tehnologice care s-au făcut, cu care nu sunt de acord. Noul BMW seria 7 e ciudățel, cel puțin. Luxos, dar ciudățel. Nu sunt de acord cu toate lucrurile pe care ei l-au făcut. 3 turbine, 4 turbine, foarte cozisitoare, motor dopat. Nu prea sunt de acord cu multe lucruri pe care le-au făcut. Însă sunt lucruri destul de importante pe care le apreciez la această marcă. Sunt foarte curios voi ce apreciați cel mai mult la BMW. Ne vedem în următoarele episoade.